În satul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mai pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci jos de 800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândesc să-i cer dolul tăi. Știi că nu mă suportă. Te iubește, dar de suportat te suportă. Trebuie să știi, copiii sunt cel mai de preț lucru. Dacă nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine putea fi o afacere. Am găsit pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. Și aici. Și aici. În cazul ăsta, eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o șansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Se rog eu frumos, numai să n-au orice sârmă, că mă doare capul. Nu e de joacă, trebuie musă să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm o comoară, mă înțelegi? Hai, da. Uitați-mă că-ți dau una de te adun de pe jos, mă. Ce zici, mă, că faci tu? Bă! Unde-i comoara? Asta e, tati. Păi și unde sunt cristalele, rubinele, aurul? Tati, place, mă? Cunosc un hoț aici. Ăla o rezolv în 2-3 minute. Nu cu minte, mă, care se duce gire la poliție. Nu mai durează mult.